Tema expunerii mele este despre succes și merit. Când rostim aceste cuvinte, ne poate trece prin minte că pe primul, cuvântul succes, îl auzim foarte des. Mult mai des decât pe celălalt. Merit. Și asta nu trebuie să ne mire, pentru că pretutindeni și întotdeauna succesul a fost mai răspândit decât meritul. Altceva ar trebui însă să ne preocupe. Și anume dacă se face o distinție clară între succes pur și simplu și merit. Se poate spune că evidențierea și sublinierea acestei distincții reprezintă un indicator important al stării morale a unei comunități. Este ceea ce ar trebui să reiasă din tot ceea ce voi spune. Ce anume ne poate semnala faptul că distinția dintre succes și merit devine mai ștearsă sau este chiar pierdută din vedere? Răspunsul ar fi următorul. Tendința dominantă, acolo unde se întâmplă asta, într-o anumită comunitate, este de a identifica succesul cu binele. De unde știm că există o asemenea tendință și că ea este tot mai pronunțată? Să ne gândim, de pildă, la aspirațiile de împlinire în viață a tinerilor generații de astăzi. Care ar fi punctul de convergență a acestor aspirații? Răspunsul ar putea fi câștigarea notorietății pe care o atrage după sine succesul. Notorietatea merge mână în mână cu bunăstarea, cu puterea și cu multe alte lucruri pe care și le doresc oamenii. Ori prima observație ce se impune este aceea că succesul este ceva neutru din punct de vedere moral. Succesul desemnează pur și simplu atingerea obiectivelor acțiunilor noastre. Există cercetători, medici, educatori sau artiști care au succes. Dar există și excroci, infractori, speculanți și alte personaje lipsite de scrupule care își pot atinge cu virtuozitate obiectivele, adică au în egală măsură succes. Nu succesul în sine s-ar cuveni așa, dar să fie apreciat și admirat. Dacă așa stau lucrurile, nu este un semn bun că nu se face o distinție clară între succes și merit. Căci meritul este ceva esențial diferit de succes. El revine doar acelor acțiuni de pe urma cărora poate beneficia o comunitate omenească, una mai restrânsă sau mai largă. Meritul este mai mic sau mai mare în funcție de însemnătatea beneficiilor oferite comunității și în funcție de mărimea sferei beneficiarilor, de cât de mulți sunt aceia care se bucură de acțiunile pe care le caracterizăm drept meritoase. Să ne gândim, de pildă, la descoperirea unui remediu, cum este, de pildă, vaccinul împotriva turbării, realizat de Pasteur. Sau la crearea unei capodopere artistice nemuritoare. Acestea sunt
înfăptuiri de care beneficiază omenirea în întregul ei de-a lungul multor generații. Ele reprezintă treapta cea mai înaltă a meritului. O altă observație cu privire la distinția dintre succes și merit este că meritul unei activități este legat de obiectivul ei și nu de reușita ei. Să nu pierdem de vedere că oamenii meritoși rămân adesea anonimi. Să ne gândim la asemenea personaje, cum ar fi educatoare de grădiniță, surori de caritate, învățători sau medici care își fac în mod conștiincios datoria. În cazuri extreme, cu prețul jertfirii confortului personal sau chiar a sănătății. Nu succesul, ci meritul este cel care îi distinge de semeni ai lor. Nu este de mărare că gânditori care pot fi socotiți învățători morale ai omenirii au insistat în mod deosebit asupra evidențierii și sublinierii distinției dintre succes și merit. Voi prezenta o situație plină de învățăminte care a fost imaginată de filozoful german Immanuel Kant. La Kant, contrastul dintre merit și succes fără merit este cel dintre o acțiune dictată de conștiința datoriei, cu alte cuvinte de conștiința morală, și o acțiune contrară datoriei, care vizează doar bunăstarea. Situația pe care o imaginează Kant este una în care opțiunea, într-un sens sau altul, adică pentru merit sau pentru succes fără merit, nu va putea să fie evitat. Cel care acționează este pus în situația de a face această alegere. Iată despre ce este vorba. Să ne închipuim că o persoană bogată, însărită, încredințează unei alteia demne de încredere și apropiate un bun de mare valoare. Și că această persoană încetează din viață și nimeni nu știe de acest bun și de persoana căruia a fost încredințată. Nici moștenitorii legitimi ai persoanei care a încetat din viață și cărora ar trebui să le revină acest bun. Acum să ne mai închipuim că cel care deține bunul este într-o situație materială foarte grea și ar putea să iasă ușor din această situație dacă și-ar însuși ceea ce nu-i aparține. O poate face fără teamă de urmări. Mai mult, această tentație a lui de a se însuși bunul ar fi sporită, să zicem, de faptul că el cunoaște că moștenitorii de drept sunt persoane foarte înstărite și foarte risipitoare. Cu alte cuvinte, posesia acestor bun nu ar schimba câtuși de puțin starea lor. Posesorul bunului, spune în continuare Kant, se decide să-l restituie moștenitorilor. Și se va putea spune că este o persoană foarte cinstită. Kant ne atrage atenția însă că această decizie de a restitui bunul celor cărora le aparține de drept este una care ar putea fi luată din rațiuni foarte diferite. Și anume, persoana în cauză s-ar putea gândi
că dacă ar restitui bunul moștenitorilor, ar fi răsplătit de către aceștia. Mai mult, el s-ar putea, ea s-ar putea gândi că acest gest i-ar aduce o foarte bună reputație. Asemenea considerații care au în vedere succesul sunt însă foarte problematice, subliniază Kant. Adică s-ar putea ca într-adevăr să se întâmple lucrurile așa, cei care cărora li se restituie bunul să fie foarte recunoscători, reputația persoanei să crească, sau lucrurile să nu se întâmple așa. Cel care va fi condus de asemenea considerațiu va fi în situația să se descurse în desișul unor argumente și contraargumente, să se gândească dacă este bine să procedeze într-un fel sau în altul. Cu totul altfel vor sta lucrurile dacă această persoană se va conduce după conștiința ei, adică se va întreba ce este datoare să facă. Pentru că conștiința datorii, așa se exprima Kant, este scrisă cu caractere mari și lizibile în inima omului. Meritul revine doar acțiunii dictate de această conștiință. Iar exemplul imaginat de Kant evidențiază cu multă claritate contrastul dintre acțiunile orientate de promisiunea succesului și cele dictate de ceea ce filozoful numea conștiința datoriei. Toți cei care își doresc să evidențieze distinția dintre succes și merit imaginează și descriu situații în care meritul și succesul nu sunt convergente, în care este de ales, de decis între a acționa pentru obținerea succesului și a întreprinde o acțiune care face și judecată ca meritoasă din punct de vedere moral. De ce nu sunt ele convergente? Sunt mai multe elemente care pot fi menționate aici. Adesea, deoarece o acțiune meritoasă atrage după sine mari renunțări și pierderi de ordin personal. Deci, se opune tentațiilor succesului. De asemenea, meritul și succesul nu sunt convergente, deoarece inițiativele generoase de dezinteresate pot să eșueze din cele mai diferite motive. Dar faptul că eșuează nu le face să înceteze să fie meritoase. Și de asemenea, deoarece asemenea inițiative și opere pot să nu se bucure de recunoaștere, să nu aibă ecou. Să ne gândim bună oară la nu puțin creatori a unor opere excepționale, sau la persoane care au servit dezinteresat o comunitate, care au sfârșit în anonimat, în singurătate și în uitare. Ele sunt victimele ingratitudinii contemporanilor. Sunt ființe a căror viață a stat sub semnul tragicului. Dar faptul că inițiative și înfăptuiri din cele mai meritorii nu au fost sprijinite, recunoscute și onorate, nu ne poate face să trecem cu vederea că deoarece tot ce este merituos în inițiativele și înfăptuirile oamenilor contribuie la binele general, succesul acestor acțiuni și inițiative va fi esențial. Este sensul în care trebuie să ne dorim ca meritul și succesul să fie inseparabile.
lumea cea mai bună pe care ne-o putem închipui va fi aceea în care toate acțiunile meritoase ar avea succes. Aceasta este însă lumea cea visată, cum spune poetul, nu lumea reală. Într-un contrast destul de mare cu această lume, la care visează oameni generoși, adică lumea în care succesul și meritul merg mână în mână, este lumea reală, lumea în care trăim. Acea lume în care atracția succesului detașat de merit, inclusiv a succesului obținut în dauna interesului general, este puternic, uneori chiar copleșitoare. Aceasta este o lume în care va exista în mod inevitabil multă ipocrizie. Pentru că oamenii elogiază meritul, mulți dintre ei elogiază meritul, dar urmăresc succesul. Asta ne aduce aminte de o vorbă a moralistului francez La Rochefoucauld, care zicea că ipocrizia este un omagiu pe care viciul îl aduce virtuți. Se potrivește foarte bine pentru această situație. Câți dintre cei încununați de succes întruchipat de bogăție și notorietate largă, nu rare ori de amândouă reunite, vor fi dispuși să recunoască că le-a păsat și le pasă destul de puțin de semene lor. De regulă, ei își vor exprima respectul pentru regulile general acceptate de comunitate și chiar aprecierea pentru generozitate și pentru dezinteresare. Momentul adevărului reprezintă însă deciziile pe care le-au luat și le iau în acele situații în care accesul spre bogăție și notorietate devine posibil tocmai prin încălcarea unor asemenea reguli. Când se întâmplă ca acest mod de a acționa să devină cunoscut publicului, adică apare contrastul dintre ceea ce spun și fac oamenii, atunci actorii se retrag de regulă în tăcere. Însă nu întotdeauna. Există anumite cazuri. E adevărat că aceste cazuri sunt excepționale. Cazuri în care cei în cauză spun lucrurile pe nume. Iată, de pildă, asta nu se întâmplă, e adevărat, în cazul multor cunoscuți oameni politici, de afaceri, a unor vedete ale divertismentului, care și-au promovat interesele personale fără a să aibă scrupule în alegerea mijloacelor. Se întâmplă uneori însă în ceea ce privește alți oameni care stau în centru interesului public. Iată ce a declarat un ciclist american, a cărui nume este Lance Armstrong, care a câștigat de 7 ori cea mai importantă competiție ciclistă mondială, Turul Franței, după care s-a dovedit, fără posibilitate de tăgadă, că a fost dopat. El a spus așa, citez: am făcut ceea ce trebuia pentru a câștiga. Nu era legal, nu spune moral, spune doar legal, dar nu aș schimba nimic. Era vorba de a pierde mulți bani și de a ajunge din erou un zero. Am încheiat citatul. Aceasta este o exprimare brutală a unui mod de a gândi, din păcate destul de răspândit, chiar și în acele sfere și medii în care miza succesului nu este atât de mare. Dacă ne conducem după folosirea dată cuvintelor în declarația citată,
înțelesul ei ar putea fi redat astfel. Dacă nu înșeli, rămâi un zero. Adică anonim și sărac. Dacă înșeli, ai dimpotrivă șanse să devii un erou. Eroul este așadar persoana care are cel mai mare succes. Iar în afară de succes nu există nimic demn de considerație în viața oamenilor. Cel care a vorbit astfel are câtuși de puțin impresia că este cinic. Pentru că, apreciind că nu mai are nimic de pierdut, el s-a deschis să spună ce gândește, de fapt. Ceea ce, evident, îi oferă o anumită satisfacție, deoarece presupune că mulți dintre seminii lui, inclusiv dintre concurenții lui în cazul ăsta, gândesc la fel, dar nu au curajul să spună. Subtextul, ceea ce nu se mai spune, este că cei ce persistă să distingă între succesul celui meritos și succesul pur și simplu, acel succes care nu promovează interesul general, sunt în mod inevitabil naivi, incapabili să învețe ceva despre natura umenească. Așa să fie oare? Așa să stea lucrurile? Așa cum spuneam, în contrast cu succesul, meritul poate sta în fapte care sunt lipsite adesea de orice ecou, de orice rezonanță. Activitățile unor persoane care aduce servicii mai mari sau mai mici seminilor există independent, chiar dacă nu sunt remarcate și apreciate. Este sensul în care meritul nu depinde, cum spuneam, de reacția opinii publice. Dar se poate spune, în schimb, că evidențierea și recunoașterea meritului este un indiciu important al calității opiniei publice. Și prin asta al superiorității unei comunități omenești în raport cu alta. Într-un contrast supărător cu opinia publică preocupată să evidențieze meritul, adică să cultive memoria persoanelor cu mari merite, este publicitatea care are drept eroi persoanele cu succes. Adică acele persoane care au primit și premiez de la colectivitate mult mai mult decât oferă ele comunități. Acele persoane care iau mult și dau puțin. Ăștia reprezintă paradigma succesului fără merit. În opoziție cu persoanele care iau puțin și dau mult. Și ei sunt paradigma meritului fără succes. Cultivarea interesului unui public larg, de pildă pentru amănunte din viața unor personaje de acest gen. Există reviste întregi care se ocupă numai cu asta. Este profund regretabilă, nu numai deoarece stimulează o curiozitate nesănătoasă în legătură cu viața altora, pentru viața particulară a semenilor, ci deoarece așează în centru interesului nu meritul, ci succesul fără merit. Ceea ce constatăm că îl distinge în mod deosebit pe cel obsedat de succesul personal este dorința ostentativă de a se pune în evidență, care se exprimă, între altele, într-un mod foarte caracteristic în discuțiile cu personaje de acest gen. De pildă, într-o mulțime de interviuri în care persoana în cauză se laudă pe sine. Cu alte cuvinte, își evidențiază meritele.
Ori asta este într-un contrast vădit cu înțelegerea meritului, pentru că orice persoană meritoasă face ceva independent de faptul dacă are recunoaștere sau nu. Iar dacă încearcă să obțină recunoașterea pe această cale, adică lăudându-se pe sine, este foarte clar că ceea ce urmărește este meritul, este succesul cu orice preț. N-aș vrea ca cele spuse să fie înțelese ca o predică morală, căci cu greu s-ar putea nega că noi toți, cu rare excepții, avem o înclinație puternică spre o exersare a capacităților și talentelor proprii pentru autoafirmare. Meritul nu constă în reprimarea acestei tendințe pe care o autosoamim, ci în orientarea ei spre acele activități de pe urma cărora beneficiază colectivitatea, adică împunerea capacităților și talentelor noastre în slujba interesului general. Meritul poate să fie mai mare sau mai mic, nu numai în funcție de însemnătatea serviciilor pe care le aduce cineva cauzei unui număr cât mai mare de oameni, ci, așa cum bine se știe, în funcție de sacrificiile personale pe care le implică. Căci cu greu se poate vorbi de merit acolo unde nu ți sacrifică chiar nimic ce ține de confortul personal, de securitate, de comoditate, de liniște, bunăstare sau sănătate pentru a promova cauze care nu sunt doar personale. Deoarece exprimă o angajare morală, meritul, spre deosebire de succes, va depinde de intenția ce anima acțiunea și nu de rezultatul ei. Rezultatul nesatisfăcător sau chiar eșecul unei acțiuni întreprinse spre binele unui număr mai mare de oameni nu anulează meritul acestei acțiuni. Să ne amintim de o cugetare bine cunoscută. Se spune așa: drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Aceasta este o afirmație care se susține pe planul gândirii pragmatice, dar nu a gândirii morale. În cazul primei, a gândirii pragmatice, ținta vizată este succesul, independent de faptul dacă ești asociat cu meritul sau nu. În cazul celei de-a doua, ceea ce se vizează este meritul. Și atunci când este recunoscut și poate să reprezinte, deci, un succes, și atunci când nu este recunoscut. Este adevărat că poți face ceva util, chiar important pentru semen, fără să-ți propui acest lucru. Dar în acest caz nu vei avea niciun merit. Sursa meritului este intenția, ceea ce Kant spunea, numea voința bună. El spunea că nimic nu este mai important și valoros decât o voință bună. Se poate afirma că nivelul moral al comunităților omenești, ca și al persoanelor, poate fi apreciat în funcție de cât de clară și de netă este distinția care se face între acțiunile meritoase și acțiunile încununate de succes, dar lipsite de merit. Cazuri extreme sunt, pe de o parte,
poziția care desparte meritul de recunoașterea și recompensarea lui. Iar pe de altă parte, cea în care granița dintre succes și merit este în mare măsură șteață. Și o să vorbesc pe scurt despre aceste două poziții. Prima poziție extremă. În povestirile sale despre vestul sălbatic, scriitorul de origine germană, considerat apoi american, Karl May, în pronunția germană, Karl May, dacă vrei să-l pronunți așa în engleză, atribuia unei comunități de indieni, unui trib al apașilor, o viziune nespus de austeră și de nobilă asupra raporturilor interumane. Și anume, în mentalitatea dominantă aici, pe care o exprimă eroului mei, Vinetu, datoresc profundă recunoștință celui ce și-a făcut bine ție și celor apropiați. Dar nu trebuie să aștepți recunoaștere și răsplată pentru faptele tale meritoase, lăudabile. Cel care așteaptă să fie răsplătit pentru binele care îl face, scade în ochii oamenilor din această comunitate. Indianul, scria May, referându-se la apași, te disprețuiește dacă îi amintești de binele făcut și cer răsplată. Ceea ce scoate în mod izbitor în evidență această poziție este corelația dintre merit și dezinteresare. Meritul este cu atât mai mare cu cât mai dezinteresată este acea acțiune căreia îi revine meritul. Este o poziție deosebit de radicală, ce pare a fi susținută de supoziția că o faptă generoasă, care va fi recunoscută și recompensată, va fi într-o anumită măsură degradată la rangul unui schimb de servicii, în care fiecare parte câștigă. Alternativa pe care o presupune modelul de comportare cultivat de această comunitate face așadar să strălucească încă și mai puternic dezinteresarea ca trăsătură distinctivă a acțiunilor meritoase. La antipodul unui asemenea mod de a gândi și de a simți, se situează acele lumi și medii sociale în care este uneori destul de greu să se distingă în genere între merit și succes. Adică, mai precis, între merit și succes lipsit de merit. Într-adevăr, în cazul unor membri ai elitelor de astăzi, ce stau în centrul interesului publicului larg, observatorul atent și avizat va avea bune motive să suspecteze devotamentul acestora, afirmat adesea într-un mod ostentativ față de promovarea interesului general, dacă va observa modul de a acționa a acestor persoane în ocazii festive excepționale și în viața de fiecare zi. Asemenea observații pot spune multe în această privință. Pe de altă parte, nu trebuie să pierdem de vedere că meritul, în versiunea lui cea mai modestă, este ceva destul de răspândit și nu excepțional. Au merită toate persoanele care își fac datoria în profesie și în viața privat. Își respectă și își ajută semenii. Distinția dintre merit și succes iese însă mai bine în evidență dacă considerăm gradațiile meritului. Mult respect se cuvine celor ce investesc o parte din energia lor și din timpul lor liber pentru a aduce puțină lumină și culoare în viața unor semeni care suferă mult. De exemplu, în viața bolnavilor, a persoanelor handicapate, a săracilor,
a persoanelor singure. Am citit odată despre cazul unui tânăr pensionar german, adică unui proaspăt pensionar german, care trăia într-un mare oraș german și obținuse de la primărie adresa unor persoane care erau singure. Le contacta telefonic și după ce obținea aprobarea lui, se ducea, ducând ceva cu sine, să ia masa cu el. Și stăteau împreună mai multe ore de vorbă și repeta aceste vizite la anumite prilejuri. În fiecare zi, la amiază, își petrecea timpul cu asemenea vizite. Cazurile excepționale sunt ale unor persoane înzestrate cu capacități creatoare de cel mai înalt rang, care renunță totuși la o viață confortabilă și la savurarea celebrității pentru o viață aspră, consacrată slujirii celor mai năpăstuiți dintre oameni. Viața unor asemenea ființe se ridică la nivelul unor pilde de dezinteresare și abnegație pe care le oferă doar mitul și ficțiunea literară. Au existat și există asemenea ființe, de regulă, mai puțin cunoscute publicului larg decât celebritățile lumii afacerilor, a vieții publice și ale divertismentului. Voi spune câte ceva doar despre una dintre ele, despre care poate mulți dintre cei care mă ascultă nu știu nimic. Este vorba de doctorul Albert Schweitzer. Acesta este un alsaciat, născut în provincia Alsația în 1875, atunci când Alsația făcea parte din Imperiul German. Fiul a unui pastor luteran, Schweitzer s-a făcut cunoscut foarte devreme ca interpret de muzică de orgă și ca exeget al lui Johann Sebastian Bach. Și apoi, făcând studii și doctorat în teologie și filozofie, prin lucrările sale de istoria gândirii religioase. În 1905, adică când avea 30 de ani, împotriva voinței familiei și a opinii prietenilor, a renunțat la poziția academică pe care o avea pentru a se consacra medicinii. A făcut studii complete de medicină, condus de intenția de a propaga mesajul creștin al iubirii apropiilor, nu prin vorbe, ci prin asistența acordată unul dintre oamenii care suferă cel mai mult. Și cum a înțeles să realizeze această intenție? După ce și-a încheiat studiile medicale, a plecat în 1912 cu soția în Africa Centrală, într-o localitate numită Lambarene, dintr-o colonie franceză pe atunci, astăzi statul Gabon, din Africa Centrală. Și a creat aici un spital pe care l-a lărgit și l-a dezvoltat cu trecerea timpului. În spitalul ăsta trata toate bolile și avea pacienți care veneau de la sute de kilometri distanță. S-a reîntors în Europa pentru anumite perioade de timp, în primul rând pentru a colecta fonduri pentru lărgirea și utilarea spitalului lui. A adunat aceste fonduri în primul rând prin concerte de orgă. Mai târziu a devenit foarte cunoscut și a putut să obțină noi fonduri pe această cale. Perioade de lungi de timp, de exemplu din 37 până în 1948, nu a fost deloc în Europa. A stat tot timpul la acest spital din Africa Centrală. Și a murit în 1965,
la spitalul său din Lambarene, fiind înmormântat pe malul unui râu din apropiere, având la căpătâi o cruce pe care a cioplit-o el însuși. Schweitzer a condamnat colonialismul și a înțeles munca lui în Africa drept o mică reparație a celor nedreptăți strigătoare la cer pe care a avut prilejul să le cunoască nemijlocit, în expresiile lor cele mai brutale. El a spus foarte multe lucruri despre respectul pentru viața omenească. Dincolo de ele, decizia de a-și consacra puterile și aptitudinile excepționale ajutorării unora dintre cei mai slabi și suferinți semeni ai săi, constituie până astăzi o mustrare pentru persoanele înzestrate cu sensibilitate morală care trăiesc în siguranță și confort. Un amănunt spune multe în această privință. În ultimele milioane vieții lui Schweitzer, acolo la Lambarene, a venit în vizită un reporter al BBC-ului, care a urmărit activitatea spitalului și a reținut o serie de deficiențe în raport cu standarde ale medicinii vestice de atunci. În ciuda insistenței superiorilor săi de la BBC, acest reporter a refuzat însă să ofere reportajul său pentru difuzare, pentru că el a privit revezve critici la adresa operii ca o blasfemie. I s-au părut a fi o blasfemie. Închei spunând că cea mai bună lume pe care ne putem închipui este cea în care oamenii vor avea bune temeiuri să creadă că succesul și meritul sunt inseparabile. Că nu există cu adevărat succes important acolo unde el nu consfințește și un merit. Cei care cred într-adevăr asta sunt cei care vor susține cauzele bune și atunci când există puține șanse și perspective ca ceea ce fac ei să fie remarcat și evidențiat.